mă numesc Dumitru, fac parte dintr-o familie cu mulți copii. Am crescut într-o familie ortodoxă. Mama mea tânge după Dumnezeu, deoarece copiii mureau la o vârstă de 2 ani, de 1 an de zile. Și au rămas cu 4 copii, de fapt din 8 copii. Și el căuta pe Dumnezeu să vadă ce se întâmplă cu copiii ăia. Și atunci, într-o vreme, mergea pe la mănăstiri, se ducea și căuta ceva, o realitate, un Dumnezeu, o salvare pentru familia ei. Și trecând într-o seară pe lângă o biserică evanghelică, au auzit cântând și au intrat să vadă ce s-au de acolo, o cântare frumoasă. Ea, îndată, parcă ar fi vorbit Dumnezeu, aici sunt eu, aici este Dumnezeu. Ea a intrat, s-a lipit atât de frumos, a stat, a privit. Păstorul, când a privit în sală, a văzut o femeie străină, asta era mama mea, el s-a apropiat de dânsa. A întrebat-o cine este, de unde vine, cu ce ocazie a intrat și a început să-i povestească în cazul ei, cu lacrimi, cu durere de inimă, că a avut 8 copii și mureau copiii și caută o salvare. Și atunci, după o rugăciune a păstorului, i-a venit acasă cu scop ca duminica viitoare să ducă la biserică. Dar a trecut o săptămână de zile acasă, când mama mea trebuia să ducă la spital și să mă nască pe mine în vremea aceea. După ce a venit la spital, a venit la această biserică cu mine în brațe. Păstorul s-a bucurat de prezența ei, m-a luat în brațe, m-a binecuvântat, s-a rugat pentru mama și atunci mama s-a pocăit cu mine odată, cu vinerea mea în viața asta, în lumea asta. Deci, au trecut timp, sigur că am trecut pe situații dificile și eu, dar Dumnezeu m-a binecuvântat cu viață. Păstorul s-a rugat pentru mine ca eu să cresc mare, o să fiu sănătos, o să mă ocup cu copii, o să fiu un dirijor de cor, apoi o să devin un păstor și am încurajat-o mult pe mama mea. După care i-a venit acasă, încurajat, a spus lui tata și așa mama mea a început să meargă la biserică. Deci mergea cam 20 de kilometri la biserica respectivă. Ea avea un obicei, niciodată nu lipsească de la biserică. Pe jos, cu mine în brațe, nu a fost ușor drumul acesta, pentru că trebuia să treacă printr-un sat unde erau oameni foarte răi și pocăiții erau pe vremea aceea prigoniți. Și mama mă proteja când era aruncat cu petre sau vinea copiii cu nuieli și o lovea. Ea m-a proteja să nu fiu lovit și așa mama mea câțiva ani de zile umbla la biserică acolo, până am crescut eu mai marișor. Și atunci s-a ființat o biserică într-un sat mai aproape, de care, sigur că am terminat școala, așa cum a zis păstorul, s-a rugat, m-am aruncat copiii în biserică, am devenit dirijor de cor, apoi în 88 m-a ordinat păstor. Am devenit păstor în biserica respectivă. După care Dumnezeu m-a înzestrat cu diferite daruri. Eu am încercat să merg la școală profesională, dar când aveam documentele, mă primea, dar la o săptămână mă chemea și zicea că nu pot să mai învăț. Și a fost motivul pentru că eram creștin. Deci nu m-am descurajat cu asta. Dumnezeu mi-a dat daruri speciale și m-am bucurat foarte mult că am putut să slujesc pe dânsul în tinerețe. Nu regret nici o minută pentru asta. Și așa, în 1988, când am fost ordinat păstor, am avut viziunea ca să construim o biserică, că noi ne adunam într-o casă unde trăie familie. Și știți că în familie nu-i tot strălucit întotdeauna. Și am dorit mult să avem o casă. Și asta a fost viziunea mea, care Dumnezeu m-a înzestrat, să
construim o casă de rugăciune. Atunci am cumpărat o casă și am renovat-o, am făcut o biserică. După ce am fost ordinat păstor, am slujit câțiva ani acolo, după care am avut dorința să construim în satul nostru casă de rugăciune. Când am venit să văd un loc care ar fi mai potrivit pentru satul Dancu, noi am privit la locul unde, de fapt, există acum casă de rugăciune. În locul acesta trăie o bătrânică care l-a cunoscut și ea pe Dumnezeu la vremea ei și într-un timp a visat-o un vis. Ea a visat-o un vis, ea avea 5 copii, niciunul nu era pocăit decât mai ea și în visul ei zice că în fundul grădinii, adică în grădină la dânsa, acum unde există biserica, a crescut un copac mare, un copac foarte frumos, cu crengi așa mari și în mijlocul copacului ține un izvor de apă. Și izvorul acesta stropie frunzișile, crengile și erau ca aur, așa frumos, strălucea. Și ea a povestit la copii visul, a trecut mulți ani de zile, copiii au crescut mari, s-au căsătorit. După care, în 1991, i-am avut viziunea asta pentru construcția biserici și am cumpărat locul ăsta de la nepoții ei, care trăiau în casa asta. A trecut 33 de ani de când bătrânica a visat copacul acesta. Și după 33 de ani, când s-au ridicat pereții clădirii, am avut multe activități de evanghelizare, oamenii vineau, ascultau cuvântul, îl primeau pe Domnul, dar când am făcut o nuntă, s-a planificat o nuntă și am folosit clădirea ca loc de cort pe vremea aceea, și-au adus aminte fetele de visul mamei. Și i-a spus frate Dumitru, asta de fapt ce-a visat mama noastră, asta este copacul. Și atunci când am auzit-o despre visul acesta, sigur că m-a încurajat foarte mult, am văzut voia lui Dumnezeu și în casa, în construcția casei de rugăciune și așa am fost călăuzit de Dumnezeu și pe parcursul anilor am mai construit câteva biserici, dar noi când am început să construim biserica am fost 11 membri. Asta a fost familia noastră, mama și două persoane străine. Dar când s-a făcut nunta și când s-a povestit despre toate lucrurile astea, când s-au adus aminte fetele despre visul mamelor, au venit toți și s-au pocăit. Și atunci sigur că era o mare bucurie. Biserica noastră, într-un an de zile, a doilea an, biserica a crescut peste 40 de membri. Și în 94, când am făcut deschiderea casei de rugăciune, am mai avut 16 membri la botez. De fapt, în 3 ani de zile, biserica noastră a ajuns la 50 și ceva de membri, la 60 de membri. Asta a fost foarte încurajator pentru noi. Și așa Dumnezeu ne-a binecuvântat pe drumul acesta credinței și am putut să plantăm câteva biserici. Activitatea mea nu a încetat de evanghelizare. Noi planificam evanghelizări. După mai mult timp, în 2001, am fost ales președinte de comunitatea de Hâncești, care facea parte 31 de biserici și am fost responsabil de comunitate 12 ani. În timp de 12 ani am făcut multe activități de evanghelizare și nici acum n-am obosit ca să activez și visurile mele nu se opresc aici. Noi continuăm să ne rugăm pentru țara noastră, localitatea noastră și facem diferite activități. În cadrul asociației am fondat o asociație de caritate, Dancu Tabita, și în cadrul asociației am format o echipă mobilă care am încercat să vizitez bisericile mici, să creștem bisericile mici, să le încurajăm și în cadrul acestei echipe, împreună cu biserica și asociația de caritate, am fondat școală biblică și acum am graduat 9 studenți, au primit certificate
au terminat școala cu succes, dintre studenți au avut chemarea pentru misiune, sunt plecați în misiune. Un student l-a ordinat la păstor într-o biserică care nu am plătat-o mai înainte și nu avea slujitor. Și așa cam ne bucurăm cu viața noastră pe pământ. Acum când mă întreabă cineva, cum ești frate Dumitru? Eu zic, sunt ca în sânul lui Avram, numai că e pe pământ. Și mulțumesc lui Dumnezeu că Dumnezeu mi-a dat o familie frumoasă. Avem și noi, am 5 copii, avem 8 nepoți, copiii slujesc toți în biserică, ginerile este păstor acum în biserică, alt giner este diacon de biserică, cântăm, fie de cântă la formație, ne bucurăm împreună cu familia și slujim pe Domnul. Și vă mulțumesc foarte mult pentru că ați găsit timp să mă ascultați, Domnul să vă binecuvinteze și cei care ascultă mărturia aceasta, este o mărturie reală. Asta am spus așa în câteva gânduri, câteva clipe, ca să nu vă țin mult timpul, dar Dumnezeu continuă să ne binecuvânteze și să lucreze. Mulțumim pentru harul Lui care îl avem în țara noastră. Astăzi este ușile deschise pentru Evanghelie și folosim orice metodă ca Evanghelia să fie adusă la orice casă, orice suflet să audă cuvântul Lui Dumnezeu. De altfel, mulțumim și partenerilor noștri, pentru că în cadrul bisericii noastre sau în localitatea noastră avem multe proiecte. Asta este copacul care cu crengi, foarte multe crengi. Asta simbolizează proiectele și lucrările care se fac. Și izvorul care se știe prin mijlocul copacului inundă și astăzi suflete omenești. Și asta mulțumim că cineva se roagă că pentru noi, cineva ne suportă pe noi, cineva care s-o alipit de noi și Dumnezeu ne binecuvânteze că cei din vest, cei din est și noi de aici încercăm ca împreună să facem un lucru frumos, ca Evanghelia să fie răspândită.